Joi 29 mai de la orele 18, Școala de Artă Sergiu Celibidache a găzduit un concert susținut de trioul Transcription din Grecia, format din trei soliști instrumentiști de succes. După ce au oferit recitaluri solo și concerte de muzică în 10 de localități din diferite țări, aceștia au ajuns și în municipiul roman. Avem astăzi plăcerea, dar și onoarea, o să vedeți după scurtul CD care îl prezint, avem în față niște instrumentiști de excepție și sperăm ca și concertul de la noi să fie tot excepție. Ansamblul se numește, trioul se numește Transcription, a fost format în 2007 de către Iorga Scandilidis, Christos Grimpa și Nicola Zafranas, corect? Trei soliști de succes care aparțin noi generații de muzicieni greci foarte apreciați, bucurând să-i vedem publicul cu recitaluri solo și concerte de muzică de cameră în Grecia și în mai multe alte țări europene. Prin performanțele sale, ansamblul aspiră să prezinte piese de referință celebre ale muzicii de cameră, de-a lungul cărora repertoriul considerabil de lucrări transpuse pentru ansamblul mic, care satisface nevoia audienței de a fi introduse mari compoziții înainte de larga răspândire a înregistrărilor. Deci, după cum vă dați seama, au loc niște transpuneri, pieții mai mari, pentru un format instrumental mai mic. Probabil aici și numele de transcription. Capodopere precum anumite simfonii de Mozart, precum și transcrieri selectate ale operelor lui Beethoven, au făcut parte din repertoriul susținut la Școala de Artă.